Orice act sexual comis de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se va considera viol și se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, cu excepția cazului în care diferența de vârstă între făptuitor și victimă nu depășește 5 ani. Camera Deputaților a adoptat miercuri acest proiect de modificare a codului penal. S-au înregistrat 267 de voturi și 6 abțineri. Proiectul modifică și completează legea numărul 286 pe 2009 și legea numărul 135 pe 2010 în scopul de a ridica vârsta consimțământului sexual și de a incrimina distinct infracțiunea de viol săvârșită asupra unui minor, cea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și infracțiunea referitoare la a determina sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori cu forme agravante și pedepse proporționale. O altă prevedere adoptată este fapta unui major de a incita un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani prin mijloacele de transmitere la distanță prin intermediul comunicării electronice sau al rețelelor sociale, la comiterea oricărui act de natură sexuală asupra sa, asupra unei persoane sau împreună cu o persoană, inclusiv atunci când actul de natură sexuală nu este comis, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. La sfârșitul calupurilor publicitare difuzate în intervalul orar 16-22, cu excepția programelor dedicate copiilor, posturile de radio și televiziune sunt obligate să difuzeze următorul mesaj de avertizare. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Mai prevede proiectul. Prevederile vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2024, relatează Observator News.ro.